Ministrul Agriculturii Valeriu Tabără a deschis în 8 septembrie 2011 la Arad cea de-a 22-a ediție a Târgului Internațional de Agricultură, Industria Alimentară și Ambalaje Agromalim. La deschiderea oficială au mai fost prezenți Gheorghe Vaida, șeful de cabinet al Ministrului Agriculturii, reprezentanții autorităților locale din județul Arad, Călin Bibarț, prefectul județului Arad, Nicolae Ioțcu, președintele Consiliului Județean Arad, Nicolae Băcanu, președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Arad, Andrei Cociș, directorul general ANARZ, specialiști în domeniul agricol, precum și vicepreședintele autoguvernării județului Bekeș din Ungaria. Ministrul Agriculturii a subliniat în prima parte a discursului său susținerea pe care agricultura o poate asigura creșterii economice, atât a fermierilor cât și a întregii țări. Acesta i-a îndemnat pe fermieri să continue să lucreze și mai bine pământul, pentru a avea rezultate cel puțin la fel de bune ca și anul acesta, însă a atras atenția și asupra suprafețelor de teren de aproape 50.000 de hectare din partea de vest a țării, cu potențial agricol foarte mare, dar care au rămas necultivate. Seceta nu se combate doar cu irigații, ci și cu tehnologie, le-a mai spus Tabără fermierilor prezenți, pe care i-a îndemnat să investească în tehnologii agricole avansate, în urma unui avertisment primit din partea Ministerului Mediului, referitor la perspectiva unei perioade secetoase lungi care ne așteaptă. După deschiderea oficială, ministrul Tabără a pus o piatră de temelie la o nouă hală pentru expoziție, în cadrul complexului expozițional Arad, și i-a invitat pe fermieri la discuții pentru a le oferi răspunsuri și lămuriri legate de problemele cu care se confruntă aceștia. Să vedem că dacă n-a fost eu meșter, tata a fost meșter. Iau și din asta. N-am mai punem căștile. Ca să prindă bine, nu? Atâta vă trebuie să nu păstrați zidul. Acum, văd, am venit la verificare, nu? Eu știu ce să ce zic. Și o doamnă zidistă. Doamne ajută să țină. Tabără i-a asigurat pe fermieri că și în acest an vor primi subvenția de peste 170 de euro pe hectar, bani asigurați din fonduri europene, iar crescătorilor de bovine le-a promis că vor beneficia de maximul posibil din bugetul național pentru plata națională directă complementară.